da? Bună! Cine v-a scris la X Factor? O colegă de-a noastră. O colegă, nu? Deci pe mine m-a adus doamna Gabriela, colega noastră, care m-a auzit de câteva ori în Centru Vechi. Eu i-am spus că sunt speriat de niște X Factor, pentru că nu am Factor X. Pentru mine Factor X însemna înălțime, prezență scenică, frumusețe, plus voce, bineînțeles. Din toate astea n-am decât vocea. Cred că Dumnezeu mi-a spus ce asta să stăm în cale, că mă curisesc, n-aș mai fi avut curajul la vârsta mea să mai cum. Dar de ce X-Factor e pentru toate vârstele? Da, știe despre mine că sunt la X-Factor. E super încântată, însă eu unul îmi dau 1% șanse. Ginerele mi-a spus, bă, tată, dar nu te supăra pe mine la vârsta asta, ce mai speri pe X-Factor? Și eu i-am spus, sperați, omul trebuie să aibă toată viața. Dacă n-are speranță, nu-și trăiește viața. 3, 2, 1! Bună seara! Bună seara! Jumătatea lui Bănică este pe scenă. Pantalon roșii în dreapta, cămașe roșii în față. Ia uite. Da, așa. Uite, și acum întregul, se produce întregul, peștișorul Bănică. Uite de la ei, aș vrea să văd întregul Bănică. Astăzi, uite, vezi, da, ai spus, m-am dus, ți-am făcut jocul, m-am sacul. De ce plusezi? De ce ai plecat din viața mea? Ia dracu! Nu te-ai gândit? Hai! Ce mi se poate întâmpla? Bună seara, domnule dragă! Seara, să trăiți! Care este numele dumneavoastră? Romulus Sârdea, mă numesc. Am 48 de ani. 48 de ani? Mulți înainte. Și mă ocup cu muzica pe stradă. Pe stradă? Da. Aveți microfon? Aveți un... Amplificator. Amplificator? E lumea uimită, vine, îmi pune mâna pe microfon. De câteva ori s-a întâmplat și spune, domnule, nu vine să crede, asta e vocea dumneavoastră, faci playback. Nu am să fac playback, e vocea mea, nu se poate. I-am cântat alt cântec, după care s-a convins și a pus mâna la cap și zice, nu se poate. Ce cauți aici în stradă cu vocea asta? Vreau să vă întreb, dacă sunteți pe stradă, de cât timp cântați pe stradă? Din 91. Wow! E ceva. Pe de-o parte, pentru vârsta mea, mă deranjează. Că eu cânt în stradă, fiindcă am copii și sunt mulți artiști de vârsta mea care sunt pe scenă. Pe de altă parte, neavând altă posibilitate de a-mi întreține familia și mai mult decât atât să pot să-mi exercit talentul meu, mă simt foarte bine, fiindcă oamenii vin și mă ascultă și mă iubesc, așa cum sunt.